Vă salutăm, prieteni, după această absență de weekend lungă, cu 3 zile de post. Într-adevăr, s-au întâmplat destul de multe lucruri în această perioadă. Lumea nu mai respectă nimic, după cum știți, un an 2020 devastator în multe puncte de vedere. Aș începe și noi cu povestea acestui vultur pescar, care după ce a parcurs mai bine de 6.900 de kilometri, s-a prăbușit într-o plasă de pescari. El a venit din Finlanda și a ajuns până la lacul Victoria, în Kenya. Acolo a murit de foame după acest parcurs omeric, epopeic, practic. Autopsia pe care autoritățile keniane i-au făcut-o a demonstrat acest lucru. O pasăre, așadar, în vârstă de 4 ani, care avea un inel la una dintre ghiare, remarca faptul că fusese înregistrat la Helsinki, în capitala Finlandei, a ajuns până la Usalu, un sat din Kenya, de pe marginea lacului Victoria, unde a fost observat de un localnic. Omul se dusese acolo la pescuit și l-a văzut pe vultul ăsta prins în plasa respectivă. Acesta se prăbușise de foame, de deshidratare, venise în paradis, ca în poezia lui Macedonski cu emirul care nu mai ajungea la Mecca. Fix așa s-a întâmplat și cu acest vultur. Revenise la lacul Victoria pentru un vultur pescar, pentru un pescar în general. Vă dați seama ce înseamnă asta. Lacul Victoria, cel mai mare lac din Africa. Dacă acolo nu găsea pește, atunci unde? Și venise sigur de frig, plecase din Finlanda, a străbătut toată Europa, a traversat Mediterana și a trecut apoi mai bine de jumătate din continentul african. Dumnezeu știe cum a putut să meargă atâta timp. A ajuns ca soldatul la maraton. A ajuns, a declarat că a învins și apoi s-a prăbușit. Asta tocmai pentru că este ca o pildă așa, față de faptul că oamenii nu știu altceva decât să comemoreze. Am asistat și în aceste zile la jalnicele comemorări care sunt încă în curs, apropo de decesul fostului mare baschetbalist de la Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, 41 de ani. În afară de comemorări și de momente de reculegere, de pomenile astea catodice, așa, nu vedem nimic. A un miliardar, Kobe Bryant, care, într-adevăr, a sensibilizat toată planeta, și că niciun jucător care vreodată a evoluat la un sport de echipă nu câștigase atâția bani ca ăsta. 350 de milioane de dolari câștigase numai din salarii. Avea o avere în jur de 680 de milioane, Kobe Bryant. A jucat 20 de ani basket profesionist, mult spus, la cel mai înalt nivel. A jucat în NBA, bun, avea 2 metri, 1,98 m. Nu era mare lucru să arunce la coș la înălțimea asta. Mult spus la cel mai înalt nivel, atâta timp cât noi nu știm de fapt ce înseamnă cel mai înalt nivel. Acest NBA este și nu este cel mai înalt nivel. Este un basket la care, într-adevăr, n-ajung europenii și celelalte forțe, dar asta din pricina banului, în primul rând, nu neapărat a talentului, că i-am văzut și pe ăștia, m-am uitat și eu la destule meciuri de NBA, dar și te exasperau cu neputința lor de a arunca la coș nici din 2 metri. Deci asta cu talentul e relativă. În general, în sport nu prea există termenul ăsta. El a fost inventat de cronicari sportivi care erau într-adevăr talentați, dar care dacă n-ar fi avut talent, n-ar fi putut să-și exercite meseria. Dacă uneori și lipsa sau permanența talentului e ca la drujbă. Da? Ori ești foarte talentat și atunci trebuie să-ți exerciți talentul ăsta și evident profită cei din jurul tău, deși nu o merită, sau nu ești talentat și atunci trudești toată viața ta și împroști în jurul tău cu tot felul de odori dintre astea care până la urmă nu-ți caracterizează pe deplin meseria. Deci e complicat. Da? Iar talentul e bine să ți-l explici tu. Nu să ți-l explice alții, pentru că atunci n-ajungem nicăieri. Deci lauda asta peste tot, domnule, ce mare a fost ăla, cum ne izbim decât un actoraj din ăsta care când se prăpădește e cel mai mare actor din lume. Marele actor, mare. No, sunt exagerări și cu sportul ăsta, dar era nevoie de exagerare în sport, care a devenit între timp sigur o mare ticăloșie, dar
E bine să spunem măcar noi lucrurile astea. Da? Sportul e o minciună, sportul nu mai reprezintă astăzi nimic, nu mai suntem în anii ăia când visam, ascultând la radio sau citind în ziare despre performanțele sportivilor. Știam de pe atunci, poate, unii dintre noi, că nu sunt chiar așa, dar aveam nevoie de lucrurile astea să ne explicăm ca de niște povești. Poveștile astea s-au mai alterat între timp și astăzi totul e fals în sport. Absolut totul e fals. Credeți că marii campioni, cum sunt ăștia prin NBA, nu se dopează? Eu sunt convins că se dopează. Deci, în realitate, sunt niște campioni falși. Cam toți. Da? Uitați-vă și la ăștia cu tenisul. Nu e nimic serios acolo. Iar chestia asta cu talentul, ai nevoie ca să o vinzi. Bineînțeles, pentru că s-a făcut o afacere extraordinară din asta. Dar chiar aș spune că, la un moment dat, personajele astea, Dumnezeu fiind cea mai de succes poveste a planetei din toate timpurile. Altă minciună, evident, bine ticluită, uneori prost povestită, dar totuși suficient de lungă ca să convingă planeta, dar fără niciun fel de dovadă palpabilă și fizică. Exact așa e și sportul. Am țesut din el până la urmă o poveste recoată. O reamintesc aici și toată lumea trebuie să fie de acord, dar ea a fost născocită de niște oameni talentați care erau de partea cealaltă a ecranului. Sportul fără aceste cuvinte meșteșugite și nemeritate n-ar fi ajuns nicăieri. Dar era o poveste simplă, urâtă. Uneori, dacă n-ai căștile cu muzică la urechi și te uiți pur și simplu la un eveniment sportiv live sau un comentariu celui de la televizor, ți se pare anost, posac. Da? Doar ideea că tu poți resuscita în tine și îți faci tu, îți creezi tu o lume în sportul respectiv, îl face magic pe el. Ăștia erau niște oameni simpli și până la urmă aroganți. Da. Să nu uităm că moartea lui Kobe Bryant se datorează faptului că acest om, care se considera buricul pământului, ca multe alte vedete evident, a bravat interdicția de zbor, da, autorităților californiene. Da. Elicopterul nu avea ce să caute, ci că mergea cu 260 de kilometri la oră în momentul în care s-a prăbușit. Explica unul dintre foștii piloți al lui Kobe Bryant că la temperatura și la ceața care era la momentul respectiv, el nu avea voie să aibă mai mult de 150 de kilometri. Dar ăștia se grăbeau. Iar Kobe Bryant se credea nemuritor, probabil la 41 de ani. Ăsta a fost motivul pentru care a murit. El putea să-și anuleze această călătorie, pentru că, după cum probabil ați văzut, dar n-ați înțeles sau n-ați vrut să înțelegeți, nu se zbura în zona respectivă cu niciun fel de mijloc de tipul ăsta, nici avion, nici planor, nici elicopter. Da? Chiar elicopterele poliției californiene erau toate la sol în momentul prăbușirii acestui aparat, ci că ultimul răgnet pe care îl deținea Kobe Bryant, practic cel mai bun aparat de zbor pe care și-l putea comanda un cetățean. Însă condițiile meteo au fost cele care l-au prăpădit. O greșeală de pilotaj, cel mai probabil, întrucât nu mi-explic cum de un pilot, totuși, cu oarecare experiență, putea să zboare la o altitudine atât de joasă, când un aparat de talie asta îți indică absolut tot. Rămâne o bizarerie, cert este că nu sunt, deocamdată, ancheta este de-abia la început, nu sunt semnalate probleme teoretice ale aparatului. Deci, vremea și respectiv o greșeală de pilotaj au dus la prăbușirea acestea. 9 persoane și-au pierdut viața, între care și fata lui Kobe Bryant, faimoasa Gianna, care avea 13 ani și care se ducea la o competiție de asta de basket pentru copile, pentru juniori. Era antrenată chiar de tatăl său. Încă o dată spun, acesta își datorează sfârșitul propriei aroganțe, faptul că n-a mai putut să aștepte, n-a mai putut să stea pe loc și s-a grăbit și a obligat pilotul să pornească în această cursă. Elicopterul s-a prăbușit în zona Calabasas, din nord-vestul capitalei, sau mă rog, marii metropole din California, Los Angeles. O zonă de care auzisem și noi, acolo locuiesc miliardarii din Los Angeles, cei pe care orașul îngerilor nu-i mai poate conține, și care și-au făcut un alt orășel
spuneam, în partea de nord-vest a sa. Calabasas ăsta era recunoscut pentru cei care au văzut serialul Ray Donovan. Acolo își făcea veacul la un moment dat unul dintre iubiții lui Bridget Donovan, fata lui Ray. De acolo știam noi de Calabasas ăsta, într-adevăr o zonă formidabilă, atunci când e vreme frumoasă, că altfel n-arată nici cum așa cum se întâmpla în această zi. Toată planeta a început să-l plângă pe acest miliardar, cei mai mulți în necunoștință de cauză, dovadă că foarte multe televiziuni, inclusiv pe la noi, au prezentat poze cu alți baschetbaliști, de exemplu cu LeBron ăla, da? Confundându-l cu Kobe Bryant. Ma, nu toată lumea se pricepe evident la NBA, nici noi nu suntem în domeniul ăsta, nu face parte din lumea noastră, dar pentru că este un incident jalnic și tipic pentru societatea de astăzi, evident că el nu putea să nu facă obiectul acestor rânduri, deși poate că mai cuprinzător a fost decesul fostului mare fotbalist olandez Rob Rensenbrink, tot la începutul acestui weekend, omul șarpe, cum era el supranumit, dublu campion mondial, pardon, dublu finalist de cupă mondială, Olanda pierzând și în 74 cu RFG-ul și în 78 în Argentina, două finale consecutive de campionat mondial. Rensenbrink a jucat pe amândouă, spre deosebire de Johan Cruyff, care s-a prăpădit un pic înaintea lui și care era născut în același an și în același oraș cu Rensenbrink. Acesta a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști pe care i-a avut Olanda și planeta. A fost considerat chiar cel mai mare fotbalist din istoria campionatului Belgiei, lucru rar pentru un olandez. El a jucat aproape toată cariera în țara vecină, însă a terminat-o într-un anonimat fastuos în 1982, în Liga 2 franceză la Toulouse, unde n-a reușit să facă mai nimic, așa cum și alți fotbaliști enormi au sfârșit. De exemplu, e vorba de Kroll, îmi vine în minte, un alt fost mare fotbalist olandez din aceeași perioadă, care și-a terminat cariera în 1986 la AS Caen, o echipă care tot așa se zbătea între cele două ligi franceze, între prima și a doua, fără niciun fel de rezultate. Asta, sigur, contând mai puțin, Rensenbrink a reușit și o triplă la un meci de campionatul mondial contra Iranului, națiunea Olandei fiind atunci de departe cea mai spectaculoasă echipă din lume. Bun, ăsta a fost capitolul celor care ne-au părăsit în această parte a anului. Remarcau colegii noștri pe rețele de socializare că nici nu s-a terminat luna ianuarie și iată câte dezastre, câte nenorociri s-au întâmplat. Asta nu e greu de anticipat. Asta anunțam și noi, vreau să ne pricepem în ale stelelor și planetelor la sfârșitul anului trecut. Nu va mai fi niciun an de aici înainte fără așa ceva. Omenirea a luat-o pe un făgaș de unde nu mai are cum să-și revină. Asta cu virusul care vine din China, sigur, o isterie mondială, goată, nejustificată de nimic, demonstrează că nu suntem pe drumul cel bun. Da? O pledoarie pentru frica asta, pentru teama asta de nimic. Încoată le reamintesc cetățenilor, concetățenilor noștri, că frica nu păzește pepeni în cazul ăsta. Deci oricât ți-ar fi de frică de moarte, tot nu scapi. Da? Degeaba vă înspăimântați, am înțeles că la orice tuse din asta banală în București, am auzit de la Alice Grasu să cere ambulanța, da? Gripa asta sezonieră, toate tipurile de viroze și sigur la un moment dat probabil și acest coronavirus din China ne vor trânti pe toți la pământ. Asta nu face nimic. Că suntem agitați, că ne speriem, că intrăm în panică, asta nu ne face să ne simțim mai bine și nici nu vom fi mai sănătoși. Zarurile sunt aruncate, dragi prieteni, din această campanie. Da? Aici nu s-a făcut nimic în România. Chiar citeam aici mai devreme o jurnalistă din Franța, de la Angoulême, care a vizitat Clujul și era pe Facebook, nu știu, o întâmplare cu ea și la un moment dat, uită de câte biserici a văzut în România, a zis, bă, dar spitale chiar nu aveți niciunul. Ea care venise, într-adevăr, dintr-o lume unde sunt mai multe catedrale și biserici ca oriunde, adică în Franța, dar la nivelul spitalelor sunt de departe locul întâi pe glob. Adică se poate acționa și în ăsta al domeniului. Uite, că vorbeam de Franța, știți că s-au descoperit 3 cazuri de coronavirus în Franța, singura țară europeană
unde acest virus este oficial implementat. E bine, toți trei sunt în afară de pericol, pentru că au fost preluați repede și duși la niște spitale de top mondial. E vorba de Spital Bichat, Paris, da? Și spitalul de la Bordeaux. Dom'le, acolo poți să intri cu boli venite de pe Marte, că tot scapi. Da? Pentru că, într-adevăr, s-au băgat bani, s-a investit, da? Și este o muncă de asta în amonte de generații. La noi, noi stăm cu studiile de prefezabilitate și cu documentația pe masă. Ați auzit probabil, acum trecem la capitolul realitățile României moderne, că trebuie să mai amânăm cu un an începutul lucrărilor pentru autostrada Unirii, de parcă n-am amânat-o de peste 100 de ani deja, pentru că noul partid aflat la guvernare are nevoie de documentație. Studiile de prefezabilitate care s-au tot făcut, probabil din 2012, încoace, vă amintesc că au fost mai bine de 6 ani de guverne PSD-iste, de la Ponta, apoi cu Grindeanu, cu Tudose, cu Madame Dăncilă, cu toți ăștia, peste 6 ani de PSD-ism, e bine, tot ce s-a făcut atunci nu mai este valabil. Pentru că avem